un test de 30 de secunde pentru a vedea dacă aveți un corp sănătos, pe măsură ce îmbătrânim și ne slăbim sistemul imunitar, riscul de îmbolnăvire crește dramatic, potrivit medicilor. Este recomandat să faceți un examen medical general la fiecare 2 ani, dar puteți încerca și aceste câteva teste pentru a vă liniști. Vă ia doar 30 de secunde pentru a afla dacă aveți un corp sănătos. Am compilat o listă cu 5 teste super rapide pentru dumneavoastră, care vă vor spune dacă ar trebui să vizitați un specialist sau să nu vă faceți griji. 1. Strângeți ferm capetele unghiei, apăsați capetele unghiilor mâinii stângi cu degetul mare și arătătorul mâinii drepte. Începeți cu degetul mare și apăsați timp de 3-5 secunde. Continuați în același mod cu celelalte degete. După liberarea presiunii, sângele trebuie să revină la deget în decurs de două secunde. Dacă se întâmplă acest lucru, corpul dumneavoastră are o circulație sanguină suficientă. Degetele sunt strâns legate de organele interne. Potrivit experților, durerea în degete înseamnă degetul mare. Dacă strângerea degetului mare a fost dureroasă pentru dumneavoastră, poate fi un semn al unei probleme pulmonare. Degetul arătător este strâns legat de intestinul gros. Durerea în acest deget este un semn de probleme cu colonul și constipația. Degetul mijlociu. Durerea la degetul mijlociu este un semn al problemelor cardiace. Degetul inelar. Inelarul este, de asemenea, strâns legat de inimă și dacă strângerea este dureroasă pentru dumneavoastră, poate fi un semn al problemelor cardiace. Degetul mic. Durerea în degetul mic indică probleme cu intestinul subțire. 2 Strângeți pumnul în timpul acestui test, strângeți pumnul și țineți-l în aceeași poziție. După 30 de secunde, deschideți pumnul și observați dacă palma voastră este albă. Când strângeți pumnul, vasele de sânge sunt comprimate, ceea ce împiedică sângele să vă curgă în mână. Dacă sângele vostru crește înapoi când deschideți palma, înseamnă că vasele de sânge funcționează așa cum ar trebui și că sunteți sănătos. Dacă este nevoie de ceva timp pentru a reveni la culoarea normală, poate fi un semn de ateroscleroză. 3. Întindeți mușchii fesieri 1. Întindeți-vă cu fața în jos. 2. Păstrați ambele mâini întinse de-a lungul corpului. 3. Țineți piciorul stâng apăsat pe podea și ridicați încet piciorul drept spre fese. 4. Îndoiți genunchiul cât mai mult posibil. Țineți în această poziție timp de 30 de secunde. Dacă o puteți face cu succes, corpul tău este sănătos. Dacă testul este dureros pentru dumneavoastră, este posibil să aveți o problemă cu mușchii gluteal-fesieri, unul dintre cei mai puternici mușchi din corpul uman. 4. Țineți picioarele ridicate timp de 30 de secunde. 1. Întinde-te pe burtă cu fața spre pământ. 2. Păstrați ambele mâini întinse de-a lungul corpului. 3. Ridicați ambele picioare în sus, ținându-vă corpul nemișcat. 4. Țineți în această poziție timp de 30-35 de secunde. Dacă ați reușit să efectuați exercițiul de mai sus fără să vă scuturați sau să vă mișcați picioarele, corpul este sănătos. Dacă această sarcină a fost prea dificilă pentru dumneavoastră, este posibil să aveți o problemă cu abdomenul sau coloana inferioară. 5. Ridicați partea superioară a corpului și nu vă mișcați 1. Întindeți cu fața în jos. 2. Ridicați partea superioară a corpului, inclusiv mâinile. 3. Țineți în această poziție timp de 30-35 de secunde. Dacă treceți fără dificultate acest test, corpul vostru este sănătos. Dacă nu, este posibil să aveți o problemă cu coloana vertebrală. Concluzie Rețineți că aceste teste nu reprezintă o alternativă la testele medicale, ci doar o modalitate rapidă de a vă verifica starea de sănătate. Dacă aveți simptome neplăcute, nu întârziați să vă vizitați medicul. Ei bine, dragilor, efectuați aceste teste, dar cel mai bine cereți sfatul medicului specialist pentru a fi siguri că puteți pentru a nu complica situația. Abonați-vă, apreciați și distribuiți cu prietenii voștri. Multă sănătate!